Fanii Rapidului l-au așteptat pe Horațiu Moldovan la Madrid și au cântat în aeroport, înainte să semneze cu Atletico. Transferul lui Moldovan a fost cu noroc pentru echipa lui Simeone. Moldovan a împlinit 26 de ani și și-a făcut cel mai frumos cadou, transferul la Atletico Madrid. La sosirea în Spania, portarul naționalei a fost așteptat de câțiva fani rapidiști. Moldovan a ales-o pe Atletico, dar riscă să piardă naționala. Are șanse mici să apere la Madrid. Un vis deveni realitate. Încă nu mă hazardez, mai am de să trec viza medicală. Moldovan va fi rezerva lui Oblak, ajuns capitan la Atletico. În ziua în care Moldovan a ajuns în Spania, Atletico a câștigat în deplasare după 3 luni. Morata a marcat singurul gol în victoria de la Granada. Morata a făcut pe fotograful pentru o zi, dar nu i-a ieșit cum și-ar fi dorit. Tenia 7 fotobune, ia puteți.